ne uităm curioși la cei care trăiesc altfel decât noi. Alteori ne uităm chiorâși la cei care gândesc altfel decât noi. Și câteodată suntem chiar dispuși să învățăm de la cei care trăiesc altfel, gândesc altfel, se bucură altfel decât noi. Cert este că globalizarea face ca diversitatea culturală să ne izbească drept în față oriunde am merge. Excursiile pe care le putem face oriunde pe glob, internetul, schimburile culturale, emigrarea, ne facilitează o altfel de cunoaștere. O cunoaștere de care ar trebui să profităm. Pentru că fiecare om pe lângă care trecem poate fi o lecție pentru oricare dintre noi. Despre ce putem învăța de la oameni care trăiesc în alte culturi și cu alte mentalități, vorbim astăzi la față verso. Sunt Anca Porumb și mă bucur că azi în platou să fie cu noi Abigaela Trofin, care vine tocmai din Italia, dintr-o altă lume, zic eu. Bun venit, Abigaela! Bine v-am găsit! Sunt bucuroasă să fiu aici cu o prietenă foarte dragă. Mă bucur și eu că ești cu mine, și uh, poate ne aduci un pic de soare. Că e cam rece în România în perioada asta. Tu locuiești în Sicilia, unde profesezi ca uh, pastor, uh, și cred că de-a lungul anilor, pentru că stai de ceva vreme în Italia, ai întâlnit fel de fel de oameni. Și despre asta vreau să ne povestești astăzi, despre oamenii pe care i-ai cunoscut, despre mentalitățile de care te-ai lovit și primul lucru pe care aș vrea să-l știu, Abigaela, este care a fost impactul care l-a avut Italia asupra ta, în principal oamenii asupra ta, atunci când ai emigrat. Sunt așa de multe lucruri și, de fapt, e important să vorbim din punctul meu de vedere, și deci este doar experiența mea. Am plecat din România cu gândul să fiu departe de casă doar pentru o perioadă de timp, și perioada aceasta de timp durează de 22 de ani. Deci planul pe care l-ai atunci când pleci de acasă, nu întotdeauna se potrivește cu ceea ce se întâmplă după aceea. Înseamnă că e de bine, e dacă s-a prelungit. E de bine, e de bine, e de altceva. Um, am plecat cu rugăciune, am plecat cu dorința de altceva pentru o perioadă scurtă de, de timp, și acel ceva s-a transformat în continuu. Am început din nordul Italiei, din Torino, apoi am fost la Firenze. La Firenze am întâlnit 19 națiuni diferite și a fost un impact foarte mare pentru că eu nu eram obișnuită cu atât de multe culturi diferite și atât de multe feluri de a gândi, de a, de a mânca, de a se îmbrăca, de a simți, de a... De a fi om. Dar și nu erai obișnuită, dar vreau să știu dacă erai deschisă să cunoști. Erai curioasă legat de oameni, de locuri, de mentalități. La Aveai curiozitate? Da, eram curioasă, dar la început eram foarte închisă și botoasă. Deci, efectiv botoasă? Pentru că nu înțelegi unele lucruri, nu știi de ce oamenii sunt diferiți și nu, nu știi cum să te comporți. Cel puțin asta este experiența mea. Și după o perioadă în care eram botoasă și închisă, mi-am dat seama că nu este soluția. Că rămâneam în urmă, că nu puteam să trăiesc tânjind de a, după acasă. Și atunci a început deschiderea, de fapt. Deci, practic, te-ai confruntat cu o realitate care te-a făcut să înțelegi că tu trebuie să-ți pui Altfel de ochelari, pentru că altfel ție nu-ți va fi bine. Cred că întotdeauna este foarte important să lucrăm pe noi înșine. Nu poți să lucrezi pe ceilalți, nici pe cultura, nici pe locul unde alegi să trăiești. Poți să lucrezi doar pe ce, ceea ce ești tu, ceea ce simți. Și cred că pentru mine a venit în mod spontan lucrul acesta, pentru că mă izolam. Vroiam să-mi creez o insulă românească la Torino și poți să o faci, poți să mănânci aceleași lucruri, să te duci la magazinele românești, să continui să fii română în străinătate. Și mi-am dat seama că copilașul meu nu ar fi putut să fie un român de a doua generație, trăind într-o insulă în care, de fapt, trebuia să, să ai contact cu toți ceilalți. Și atunci am ales să, să mă integrez. Și ce a presupus din partea ta această integrare? <laughs> La ce trebuie să renunți și ce trebuie să adaptezi ca să-ți fie bine? Acolo, în satul acela global, că de fapt ne dăm seama că trăim într-un sat global. Deja respir adânc și asta înseamnă foarte mult, nu? E ca și cum te întoarce pe dos, te întoarcere pe dos frumoasă, pentru că îți dai seama că sunt oameni care același lucru îl fac în mod diferit, într-un mod în care tu nu te-ai gândit niciodată. Deci spunem concret, ce ai văzut că fac diferit? Ce te-a impactat? Pentru că sunt sigură că au fost lucruri care te-au făcut să caști ochii mari și să zici, aha, așa trăiesc alții. Haideți să să-ți povestesc, de exemplu, că l-am dus pe al la grădiniță. La Torino, mi s-a dat lista cu lucrurile care trebuiau pentru grădiniță. Copiii dorm la grădiniță în sistemul în care fusese altul, pentru că era sistem de 8 ore. Și dintr-o dată m-am trezit să fiu mama unui copil care trăia o altă realitate. Eu eram obișnuită cu o altă grădiniță, cu un de nel micuț, cu pâine și unt, pentru că asta îmi dădea mama. Și dintr-o dată copilul meu era la o altă grădiniță, îmi dădeam seama că mamele vorbeau între ele și eu nu înțelegeam nimic, pentru că la început, de fapt, eu nu știam italiană. Îmi dădeam seama că Aldo mergea la grădiniță și știa să spună Si, sì, no, grație, erau cele trei cuvinte care știa să le spună și acolo erau foarte multă diferență. pentru că Aldo se întorcea acasă și îmi spunea Astăzi am mâncat orez galben și eu mă gândeam, orez galben? o fi pilaf. Nu, nu era pilaf. Sau foarte multe lucruri legate de viața de zi cu zi. Dai seama că nu este nimic din ce ai lăsat și că tot ce găsești în realitatea aceea este altceva. Sărbătorile, de exemplu. Sărbătorile sunt ceva extraordinar pentru că italianul face sărbătoare și când își bea o cafea. Se oprește din tot și este acolo, ceșcuța aia de cafea. De asta italienii au cafea lungă, scurtă, expresă și așa mai departe. Și eu eram foarte. Ce, ce înseamnă asta? Mai ales că eu nu beau cafea. Și ce înseamnă pauza cafea, nu? Și încet încet îți dai seama că oamenii se bucură diferit. Că trăiesc diferit. Că unele lucruri nu-ți plac. Și ai vrea să le trăiești așa cum ai învățat întotdeauna. Deci, ca să lucrezi pe mine însă, de fapt, trebuie să te întorci pe dos și să vezi cine ești în identitatea ta. Și asta a implicat uneori momente de, de criză. Cine sunt de adevărat și cine vreau să fiu? Um, și ce poți să ne spui legat de, de ei ca oameni? Um, vorbim de italieni, poate vorbim de acele uh, 19 națiuni de care te-ai lovit când ai mers în Florența. Uh, ce ai văzut diferit la ei, la felul lor de a-și trăi viața? Sunt mai relaxați? Sunt tot așa de stresați pe ritmul acesta alert pe care suntem noi, românii, de exemplu? Anca, hai să fim serioase. Și în Italia sunt spitale și cimitire? <gângânt> și în Italia sunt locuri de relaxare? Eu credeam că e doar vacanță în Italia. <gânt> da, pentru că atunci când ești turist, ai impresia că Italia este doar partea aceea foarte frumoasă de, de monumente, de artă, și este și partea aceea, dar când lucrezi acolo, când trăiești acolo. Când ești în circulația de acolo, nu este doar înghețată și pizza, și modă, și bursă, și așa mai departe. Ceea ce cred că am învățat de la italieni este să aplic harul în viața mea. În ce sens? Eu eram o tânără de 27 de ani foarte uh, comunistă, dacă pot să spun așa. Nu? Adică eram ca un sol de dacă trebuie făcut lucrurile acestea, regulile se respecte să fac și gata. Asta era doar în privința ta sau o aplicai și asupra altora? Cred că aplicam foarte mult și asupra altora. Pentru că atunci când ești crescut așa, bagajul acela de viață la înăuntrul tău și. Și am înțeles că există și har, există și ceva frumos, poți să te duci prin bunătate, poți să te bucuri de cine ești. Deci, cred că poporul italian mi-a dat stilul acesta de a, de a fi bun cu tine însuți. Și am învățat de la italien să fiu bună cu mine însă. Și concret, ce a însemnat asta? Ce a însemnat? A însemnat să mă deschid spre culturi diferite. Să nu judec, să nu critic și să văd ce lecție îmi vine de la cultura respectivă. În momentul în care eu eram o persoană care credeam că știu cine sunt, aveam bagajul meu cultural, aveam bagajul meu de emoții, eram deja formată, nu? Și dintr-o dată îți dai seama că, uite, ganezul e foarte bucuros și cântă trei sferturi de oră înainte de un eveniment și tu ești acolo foarte bine... Sobră. Da, și foarte serios și poți să faci același lucru, să cânți cu foarte multă bucurie și să arăți. Sunt bucuroasă și cânt. Pentru că uneori eu trăiam această contradicție. De exemplu, cântam într-un cor și cuvintele erau foarte bucuroase, dar eu eram foarte serioasă. Și m-am dat seama că se poate să fii foarte bucuros și să transmiți cu tot ce ești. Ceea ce cânți, ceea ce simți înăuntru tău. Deci, într-un fel, am cunoscut libertatea, libertatea de a fi cine ești. Bun, ne-ai spus ce ai învățat de la Ganez, ce ai învățat de la Italien. De la Italien, am zis, am învățat ce înseamnă pauza, ce înseamnă să nu judeci, ce înseamnă să spui am nevoie de ajutor. Pentru că acolo eu nu aveam alte persoane, nu aveam o familie. Și am învățat să am familie printre prietenii italieni. Și asta a fost pentru mine extraordinar. Să știi că cineva ajunge atunci când ai nevoie și dacă tu ești deschis și iubești pe oameni și oamenii încep să te iubească pe tine. Um, poate avem, nu știu, anumite preconcepții legate de ceilalți. Bineînțeles că orice națiune, ne considerăm în anumite puncte superiori. Probabil că fiecare națiune are cumva me mentalitatea aceasta. În acest punct nimeni nu-i ca mine. Poate te-ai confruntat și tu cu asta. Că ai spus că la început erai foarte uh, închisă în față de ceilalți. Uh, pe care dintre națiuni ai simțit-o deschisă să învețe de la ceilalți, deschisă să dăruiască, să se dăruiască, să accepte, să tolereze, să primească, să iubească? Știi ce se întâmplă încă? Acolo ești acasă la italieni, adică tu ești musafir. Și orice s-ar întâmpla, întotdeauna vei fi unul din afară. Vre chiar vreau să știu lucrurile acestea. După 22 de ani, tot musafir ești acolo? Sigur. Dar Eu... când vii în România, ce ești? Tot musafir. <laughs> deci ți-ai asumat statutul de musafir? Da. Cel puțin pentru mine este așa. Mie mi se întâmplă să mă întorc acasă și să... Să nu reușesc să mă integrez foarte repede, să am nevoie să înțeleg, să am nevoie să mă uit în jurul meu, să-mi dau seama că multe lucruri s-au schimbat, persoanele s-au schimbat, largă mai mult, nu mai este ce-a fost. Și nu poți întotdeauna să rămâi cu ideea care a avut-o când ai plecat, trebuie oricum să, să fii la zi cu toate. Um, cred că fiecare națiune are o limită până la care îți dă dreptul să, să lucrezi cu ei și italienii sunt deschiși până la un anumit punct să nu atingi niciodată familia lor să nu atingi niciodată lucrul și banii lor și noi ca români nu suntem văzuți întotdeauna foarte bine în Italia pentru că suntem națiunea care ne-am dus și am atacat de fapt lucrul lor pentru că femeile din România lucrează lucrau pentru că acum nu mai, nu mai sunt așa multe românci în Italia lucrau în familiile italiene și uh, au atins familiile lor pentru că plecând de acasă, în număr foarte ridicat, ci fiind femei singure, una ori au făcut și greșeli care au pus una ori o pată pe, pe națiunea română în Italia, dar asta nu înseamnă că ei au prejudecată neapărat față de noi, trebuie să te cunoască ca persoană. Dar simți că uneori ți se pune eticheta la o primă impresie. Da, am avut momente, momente, mai ales pentru că sunt român. Hai să ne întoarcem în România, la momentele în care tu te întorci acasă. Acum, după 22 de ani, lucrurile s-au schimbat și aici. Cum îi vezi pe români după 22 de ani în care tu ai trăit cea mai mare parte a vieții tale acolo, printre italieni, printre străini, printre alte națiuni, și vii acasă și interacționezi cu românii? Mie românii îmi sunt dragi întotdeauna <laughs> și oriunde am fost, la orice congres internațional am căutat întotdeauna pe români. Pentru că niciodată n-am uitat că am plecat după dealul acela de la Slobozia la Onești și ceea ce am fost este cu mine. Când mă întorc acasă îmi place foarte mult să admir ceea ce se schimbă în bine acasă și sunt foarte bucuroasă. În ultimii ani chiar am văzut mai multă ordine, mai multă curățenie și îmi crește inima de bucurie ce... E acasă, e diferit. Uneori am ales să merg în unele orașe ca să văd ce se mai întâmplă. M am dus la Cluj, m-am dus la Târgu Mureș, m-am dus la Brașov, în București. Acum două zile am fost la Iași. Așa, cum se spune, gură cască. Eu m-am dus uneori gură cască să văd țara mea, să, să văd ce s-a întâmplat în toți anii aceștia. Și e foarte fain. Cred că dacă iubești pe oameni, Ești gata să te bucuri de ce e frumos și să încerci să dai la o parte ceea ce este mai puțin frumos. Ce este mai puțin frumos, Abigail? -a? Jalia. În ce Cred sens? că noi, românii, avem, <laughs> suntem poate singura națiune care avem Doina și Jalia. Și românii rămân așa victime de ce se întâmplă și jelesc unele, unele lucruri. Adică unele nu merg situații. mai departe? Da, asta îmi pare rău de la, de la poporul meu Mi-ar mi plăcea să, nu știu, cheful ăla de viață, hărnicia românilor, creativitatea românilor Să treacă peste momentul de, e, e greu Dar putem să mergem mai departe, că de fapt poporul român s-a ridicat din cenușă de multe ori știi? Și mie mi-ar plăcea să văd că nu mai este jale Frumos, câteodată ascult și eu câte o doină și mai ascult o miorință și zic ok, face parte din noi sau mi se întâmplă când eu sunt într-o um, relație cu mine, însă de victimă, să-mi zic, măi ce româncă ești, măi am fi, mă, e, termina termină sau câte zile vrei să, să jelești. Da, cred că un pic ne purtam jalea cu noi. Interesantă perspectivă, nu m-am gândit la asta. Este a mea. Dar e bine de, de luat în considerare. După toți anii aceștia în care ai trăit acolo și ai muncit acolo și ai lucrat cu oamenii aceia printre ei și te-ai lovit de concepțiile lor, de prejudecățile lor, de principiile lor, de credințele lor, de succesele lor, de bucuriile lor. Exact. Ce s-a schimbat în mentalitatea ta, în felul tău de a fi? Românca Abigaila, cum cum se definește astăzi? Cred că am făcut un pic de pace cu părțile din mine. Adică cu abii copil, adolescent, cu abii care a pierdut-o pe mama, cu abii care, care e străină oriunde ar fi, cu abii care a crescut singură un copil... Deci am făcut un pic de pace. M-am așezat la o masă cu, cu Abi și am vorbit foarte serios. Uneori era o masă de ședințe și eram foarte comunistă și mă luam la întrebări. Uneori, uneori, era o masă de sărbătoare și spuneam, mă, felicitări, uite, lucrul ăsta l-ai făcut bine, celălalt l ai l ai aranjat, l ai trecut peste asta, peste cealaltă. Uneori a fost o masă a tristății și mi am făcut un plâns acolo cu toate părțile mele, și... dar am făcut pace. Și Dumnezeu m-a ajutat mult să înțeleg mult și să văd că toate experiențele, de fapt, mă cheamă să-i ajut pe oameni care au aceleași experiențe. Nu, nu înțeleg total, dar pot să spun, știi, și am trecut pe acolo. Și asta este, cred că, foarte fain să, să pot să-i spun un om, din punctul meu de vedere, știu ce înseamnă. Mi-amintesc odată că Lumea știi, mă vedea tot timpul, a, doamna pastor, doamna pastor, nu știți ce înseamnă greutatea să lucrezi la curățenie, la... Și ziceam, da, nu știu ce înseamnă. Păi, nu am fost pastor din totdeauna. Eu întâi am făcut curățenie pe colinele bogaților din Torino, am, am îngrijit grădini de flori și cea mai scumpă floare era, cea mai ieftină floare era 500 de euro și trebuia să știu să o spăl cu lapte, <laughs> fiecare frunză ca să lucească și, și lumea zice, cum? A, n-ai fost întotdeauna cine ești? Nu, am început de la zero fără să știu cuvinte în italiană, fără să, fără să, știu ce înseamnă să fii străin. Pentru că atunci când pleci de acasă, nu știi ce te așteaptă. Și chiar dacă ai ști din teorie, ceea ce ți se întâmplă este acela. Mai am o curiozitate, Abigail Știu că ai slujit biserici multiculturale. <laughs> În care um, au conviețuit mai multe națiuni. Cum e într-o astfel de biserică? În care, da, este același Dumnezeu și sunt aceleași principii, dar ne trăim credința diferit. E, e foarte interesant pentru că, de fapt, nu ești doar pastor, ești acolo un mediator cultural în care pui de acord toată lumea pentru că de fapt, fiecare persoană este plecată de acasă și are imaginea aia de biserica lui care a plecat de acasă. Mie mi s-a întâmplat, de exemplu, să merg și într-o biserică doar de români și să fie români din Maramureș, cu români din Ardeal, cu români din, din, București și cu cei din, din Banat. Și cât erau împreună, fiecare vroia. Unul vroia orchestra de acasă, celălalt vroia corul de acasă. Și e foarte greu să-i pui împreună, nu? Și cred că e necesar să înveți să mediezi. Și să îi ajut pe oameni să vadă că acum este altceva. De obicei, noi trăim ori în trecut, ori foarte departe viitor, și ne trece prezentul. Și rolul meu a fost același să spunem, ok, astăzi suntem aici, suntem cinci națiuni foarte diferite între noi, hai să vedem ce putem să facem, și atunci lumea începe să, să trăiască prezentul. Și asta este foarte frumos. Și e foarte greu să știi. Pentru că ți-e dor de ce ai avut. De exemplu, mie îmi lipsește foarte mult um, seara de Crăciun, dinaintea, când se mergea cu colinde. Am încercat noi, între români, să mergem la unii la alții. Nu are sarea și piperul de acasă. Și prietenii mereu îmi trimit seara de colind, cum merg în stânga, în dreapta și mereu spunea: „Și vrea să fiu acolo, unor și plâng. Pentru că orice s ne întâmpla, nu, nu ești acasă. Nu vă așteptăm să acasă de ajuns. <gânt> da, ar fi frumos. Și mărțișorul, 8 martie, îți lipsești foarte mult momentele acelea. Ai alte sărbători, dar nu la nu ai acelea cu care ai fost crescut dintotdeauna. Interesant perspectiva unui musafir acolo, musafir aici. Abigaila, într-un final, cum ar fi creștinește, având în vedere că avem același dată cum ar fi creștinește să-i privim pe oamenii de culturi diferite, de mentalități diferite, de credințe diferite, de principii diferite? Cu care ne intersectăm? Pentru că circulăm. Am putea a, să facem o emisiune suntem... doar pe asta? <laughs> Eu la, În răspunsul la această întrebare plec de la faptul că copilul meu nu a avut niciodată vărișori, bunicii, la sărbători, la școală, când termină școala, când începe școala. Sunt copii care nu știu ce înseamnă să fii, să fii în familie. Și atunci când te așezi în locul celuilalt și vezi copilul acela care nu știe să spună cuvinte bine în românește sau încerci să, să ți-l faci prieten, să vezi ce e bun în el și cât suferă. Deci dacă ar fi să mă gândesc creștinește, cred că e bine să începem să ne iubim de adevărat. Nu contează ce cultură ai, dar e important să fii acolo lângă omul ăla, lângă durerea și bucuria lui, să-i să spui, uite, știi, nu știu ce să fac pentru tine, dar dacă vrei, fac orice. Și atunci se creează ca o, o stradă pe care să mergi împreună. Eu am avut persoane care mi-au spus, când ești plecată de acasă și nu ai pe nimeni, poți să-l lași pe batul tău la mine, poți să-ți duc câinele la plimbare. Și sunt lucrurile la care te fac să fii familie cu niște necunoscuți. Și știi ce, ce mă, pe mine mă doare foarte mult? Tatăl meu de multe ori îmi spune, mă, ce dormi să vii acasă. Și am încercat cât mai de să vin acasă. Dar mie mi se întâmplă să merg acolo să vizitez bătrâni care au copii departe. Și tații și mamele acestea să spună, știi ce dormie de copilul meu, ce bine că vii pe la mine. Și văd așa că o lege a compensației. La tatăl meu merge altcineva și eu merg la alți părinți De fapt, suntem o familie, dacă vrem Și creștina și e frumos Dar rămâne dorul de casă Cu siguranță că rămâne Abigail, înainte să devie emoțională Și să plângi la noi în emisiune De dor, de jale, de ce vrei tu Dă-ne un exercițiu de casă Ca să putem ieși din acest subiect Cu o provocare Cu un exercițiu practic pe care să-l facem Păi pe mai de bucurie, hai să nu plângem Deci nu de jale, um... nu Vă, vă provoc să faceți un lucru care l-am făcut și eu. Anul acesta a fost anul națiunilor. Mi-am propus ca în fiecare lună să studiez o națiune diferită. Nu din cele pe care le-am vizitat, dar națiuni foarte noi și să știu foarte multe amănunte, să știu ce mâncare mănâncă națiunea respectivă, cum se îmbracă, ce sărbători au. Și vă provoc o națiune pe lună. Nu e greu, în 12 luni, 12 națiuni. Eu sunt deja la 11 și e super fain. Excelent exercițiu! Mulțumesc, Abigaela, că uh, ne-am și bucurat, ne-am și emoționat uh, împreună, așa că între prieteni și îți mulțumesc că ai fost cu noi la față verso. Mulțumesc! Planeta Pământ e suficient de mare încât să fie loc pentru fiecare, indiferent de culoarea pielii, de limba vorbită, de muzica ascultată, de mentalități și de credințe. Bine ar fi să fim mai curioși pentru a învăța de la cei care sunt altfel decât noi. Bine ar fi să ne trăim creștinismul întinzând o mână celor care gândesc poate altfel decât noi. Nu trebuie să facem ca ei, dar putem fi omenoși și prietenoși, așa cum a fost Domnul Isus cât a fost pe pământ. Chiar dacă privim viața prin ochelari diferiți, toți suntem copiii acelui ași Dumnezeu. Sunt Anca Porum și vă provoc să distribuiți emisiunile noastre pentru ca să fim o inspirație în viața mai multor oameni. Ne găsiți pe YouTube sau pe proiectem.ro. Cu bine!